Iată că am găsit și vinovatul, mufa asta s-a rupt și a intrat apă în ea. Nu o ating pentru că asta are tensiune. S-au rupt clemele astea de la ea și a permis să intre apă, așadar mufa asta trebuie cumva înlocuită ca să nu mai dea eroare la invertor. Deci se înlocuiește. Asta e ok, asta e mufa panoului și asta e o mufă made in China, probabil. Am verificat checkbox-ul ăsta de aici, cutia asta de conexiuni pe care o am la panouri. Aici vin cablurile către casă și aici vin de la panouri. Întotdeauna când lucrați aici, desfaceți unul dintre panouri din șir, ca să nu existe tensiune aici. Aici nu am tensiune pentru că am desfăcut toate șirurile și aici nu am tensiune, pot să lucrez lejer, fără să-mi fac griji de electrocutare. O să-i pun capacul ăsta la loc. Acesta este de pe vremea când aveam panourile în paralel și au rămas așa. Acum, pentru că am trecut în serie cu invertor Huawei, au rămas, am păstrat această cutie, însă toate panourile le-am pus în serie. Am plecat cu plus și m-am întors cu minus de la toate panourile. Asta e o cutie pe care o țin aici și am verificat să nu fie apă în ea. Zero apă, trecem la următorul panou. Cam așa arată cutia de siguranță închisă. Asta e cablul care duce la invertor. Este trecut printr-un copex de ăsta metalic cu un veliș de plastic. Aici vin împământările legate de la panouri și în partea asta se duc cablurile la panouri. O să merg să conectez și seria pe care am desfăcut-o ca să pot lucra aici. Când vreți să lucrezi la panouri, desfaceți unul dintre ele din serie. Dacă sunt multe, mai mult de 2-3 legate în serie, scoateți una dintre mufele acestea MC4 și după aceea le conectați înapoi pentru a nu avea tensiune acolo în tablou de siguranță sau în cutia de conexiuni în cazul ăsta. Apoi conectați asta sus și încercați să nu le lăsați pe jos aici să stea apă pe ele. Am una care stă apa așa în ele, o să o verific și pe aceea imediat. Iată ce se întâmplă cu o mufă care își pierde proprietățile. Aceasta ei s-au rupt căceștia de aici, pinii ăștia care o țin prinsă și s-a depărtat, iar garnitura asta n-a mai făcut izolația. Ceea ce a dus la o următoare chestie, acest cablu a oxidat. Iată, asta nu este un cablu solar, așa arată un cablu care nu este solar, chiar dacă e de cupru, el ruginește sau se coclește mai exact și nu mai face contact. Deci sper să nu folosiți cabluri care nu sunt solare, pentru că acelea au o protecție la exterior, nu o să le vedeți galbene, ci o să le vedeți albe, pentru că sunt tratate. Iar cablul ăsta este, nu știu, probabil că 10 cm s-a dus toată asta. Acum am făcut altă mufă aici. Iată, asta e mufa refăcută. Și acum vine conectată în noul conector, adică ăsta de aici. Odată introdus conectorul ăsta, nu mai iese înapoi. Introduce așa și nu uitați să băgați prima dată trebuie băgate astea de aici. Uite chestiile astea de aici așa, garnitura aceea și cu pe mufă. Altfel, dacă nu sunt băgate, n-am făcut nimic. Cam asta e ordinea lor. Mufa intră aici în locașul ăsta prin împingere.
să vedem că e mai greu cu o mână. Nu s-aude un clanț. Nu s-a auzit. Încă iese înapoi. Hai să încercăm altfel, cu două mâini. Gata, acum a intrat și ea nu mai iese de aici. Plasticul ăsta vine undeva așa băgat, iar capacul se înfiletează până la maxim. Sau se înfiletează cu acea cheiță. E, făcând acest lucru, nu mai de voie să intre apa înăuntru acolo, mufă nici pe partea asta, nici pe partea asta care garnitura asta roșie aici. Și mufa este complet izolată IP67. Am văzut că scrie și pe ea. Da, scrie și pe ea IP67. Haide aici. Perfect. O să merg să le conectez acum. Multă baftă. Iată și conexiunea buclucașă. Mufa asta vine aici, dar cred că trebuie scoasă pentru că au rămas vechile mufe acolo și așa trebuie scoase cândva în afară. Ăsta de aici trebuie dat afară, fie ies înapoi, fie dacă nu ies înapoi. Și nu cred că mai ies. O să tai chestia asta de aici și o să le scot în partea asta. Și atunci ele o să iese aici, în partea asta. Cel puțin așa ar trebui să iese în partea asta. Sau să le pot scoate de aici, așa împinge. Asta nu se lasă reparată deloc. Gata, am reușit să o scot. Sper că asta e întreagă. Și acum o să refac legătura asta de aici. Iată că este prinsă. Nu-mi dă voie să o scot. Odată ce s-a fixat aici, asta nu mai iese. Bineînțeles, trebuie dat cracii ăștia la o parte. Probabil că mufele din primul rând n-au fost chiar așa bune. Deci asta clar nu mai iese de aici. Și acum se mufeze la următorul tablou cu mufa asta de aici. La fel și asta, dar nu o să mai las pe asta să atârne aici jos. O să încerc să-i fac o buclă aici, să o leg, ca să nu mai stea în apă. Probabil că din cauza asta s-a și tocat așa repede. A băltit apa de ea și în mod sigur asta, acest lucru a afectat-o. Ne-am pus cam în poziția asta. Bine, probabil că trebuia un cablu mai scurt, dar am zis să nu-l scurtez foarte mult, poate mai am nevoie de el. Asta trebuie legat la împământare, dar nu am avut timp de el. Panoul ăsta nu are momentan împământare. Cam asta a fost tot. Acum să sperăm că e totul în regulă și invertorul iese din eroare automat după un timp. Oprim și siguranța și aici împingem separatorii în sus. Și verificăm ledurile astea la invertor aici, să fie toate verzi. Curent continuu, alternativ, asta e panoul de la panouri, tablou.